Salutare, salutare! Eu sunt Mădălin, iar astăzi am deosebită plăcere să vă prezint Astroc B-Box. Este un mini-sistem ce e recomandat pentru activitățile de tip office și multimedia, adică să vă jucați un pic pe internet, să navigați, să discutați cu prietenii prin intermediul rețelelor de socializare și de ce nu să vă uitați la filme în format HD. Haideți să vedem repede ce se află în interiorul cutiuței. Am odată un DVD cu drivere și alte utilitare, un suport, șurubele, suport VESA pentru prinderea sistemului pe un monitor ce dispune de acest suport VESA. O să vedeți în câteva minute despre ce e vorba. Aceasta este jucăria Astroc B-Box, foarte micuță. Ce mai avem pe aici? Un manual de utilizare pe care trebuie să-l studiați, dacă vreți, bineînțeles, și un cablu pentru SATA, pentru o unitate de tip notebook, unitate de stocare de tip notebook, SSD sau hard disk. Iar în partea asta mai avem ceva, dar avem încărcătorul, care este un încărcător normal. Pe lângă toate aceste accesorii, mai avem și o telecomandă care are rolul de a controla funcțiile softurilor ce urmează să le instalați în sistemul dumneavoastră de operare. Ce avem noi ca și sloturi pe această mică jucărie? Păi avem alimentare, un HDMI, LAN, încă un HDMI, un DisplayPort, două USB 3.0, iar pe față avem portul pentru căști și microfon, încă un USB 3.0 și cea mai interesantă chestie, un USB 3.0 Type-C. Lângă acesta, deasupra logo-ului Astroc, este senzorul pentru infraroșu. Am luat șurubelnița frumos și haideți să ne apucăm să vedem ce se află în interior. Deci, în interior avem o placă de bază pe care avem un port pentru SATA, da? Două sloturi pentru memorii de tip notebook, un slot mSATA pentru SSD-uri și sub acesta este un slot pentru carduri wireless. Modelul pe care îl avem noi și este disponibil și în site-ul PC Garage vine deja cu două memorii a câte 2 GB la 1600 MHz, deci avem în total 4 GB, un SSD de 128 de GB și dedesubt o placă de rețea wireless în standard AC. Procesorul disponibil pe acest model este un N3000, un Intel Celeron din seria Braswell, da? Este model dedicat pentru acest tip de device-uri, ce rulează la 1040 de MHz și prin funcția turbo poate ajunge până la 2080 MHz. Spuneam un pic mai devreme că avem un pachet și un cablu pentru unități de stocare de tip notebook, SATA, dar ce facem cu el? Pentru că nu avem unde să-l montăm, da? Nu, chiar nu avem unde să-l montăm. Ei bine, slotul pentru SSD sau pentru hard disk de tip notebook se află pe spatele capacului. El se montează aici, după care faceți legătura între el și placa de bază. Alimentarea este undeva deasupra slotului SATA. Pe această jucărie puteți instala orice sistem de operare doriți dumneavoastră, mai puțin Mac OS X. Sistemul de operare al celor de la Apple. Puteți instala Linux, Ubuntu, CentOS sau orice altceva, sau Windows, plecând de la Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 sau chiar Windows 10, Astroc B-Box având suport pentru toate aceste 4 sisteme de operare. Am terminat cu prezentările legate de această mică jucărie. Haideți să vedem, vă promiteam la început că o să vedem cum arată el și cum se montează el pe spatele unui monitor, transformând astfel monitorul într-un sistem all-in-one, I/O. Se ia frumos sistemul VESA, această tablă, și se pune pe spatele monitorului, încadrându-l exact la găurile de prindere. Da? După ce ați terminat această operațiune, luați cele două șuruburi speciale din pachet, le veți vedea că au o cămașă și le montați în găurile disponibile pe B-Box-ul nostru. În momentul în care ați terminat de montat și aceste două șuruburi, operațiune foarte simplă, de altfel nu aveți altceva decât să aliniați aceste șuruburi cu
găurile disponibile pe VESA. L-ați aliniat, l-ați apăsat în jos și s-a prins de monitor având un sistem de tip all-in-one. În cazul în care ați montat B-box-ul pe un monitor, vă recomand să faceți rost de un cablu HDMI cât se poate de scurt, astfel încât să nu fiți nevoiți să aruncați tot cablul prin cameră. Aceasta a fost scurta prezentare a produsului ASRock B-box N3000, ce este disponibil și în site-ul PC Garage, acces în linkul din descriere.